Obraznico. Da, i-am urcat scaunul în pat pentru că am zis că dacă e să cadă, să cadă în pat, să nu cadă jos. Toată ziua numai prostii face, toată ziua. Acum i-am dat Sarei să mănânce un iaurt, ea deja și-a băut lăpticul azi dimineață când s-a trezit pe la 8:30. După cum vedeți, am murdărit toată pentru că nu vrea să-i dau eu să mănânce, vrea să mănânce singură. Așa că o las să termine de mâncat, iar după o să mă apuc să fac mâncare. Cred că o să fac o supă de pui, dar o să vă arăt oricum. Acum o să mă apuc să fac mâncare, o să fac o supă de pui și o să fac niște pui la cuptor. Nu o să vă mai arăt cum fac pentru că nu vreau să vă plictisesc tot timpul cu aceleași lucruri. O să întorc camera și o să vă arăt pur și simplu ingredientele pe care le folosesc eu. Am niște roșii, sherry, cartofi, ceapă, ardei... galben, roșu și portocaliu, am zucchine, mărar, pătrunjel, morcov, am și galben, țelină și posternac. Cam astea sunt ingredientele pe care o să le folosesc eu și Sara, bineînțeles. Acum o să mă apuc de treabă. I-am pus Sarei niște struguri și două felii de mandarină ca ea să stea cu minte, să pot face mâncare. Am aici legumele pentru supă, am cartofi, am roșii sherry, am pastărnac. Pastărnac nu pun decât puțin pentru că Sara, dacă îl simte mâncare, nu mai mănâncă. Am ardei roșu, ardei galben. Am o ceapă, morcov, țelină și mai am aici morcov dintre ăsta galben și zucchinele care l-am tăiat deja. Am pus și cărnița la fiert și, bineînțeles, o să pun și puțin pătrunjel și mărar. De tocat legumele, cam așa arată. Acum o să le adaug în supă. Aici am tot la fel ardei roșu, galben, zucchine, am niște cartofi sub cărniță, niște roșii sherry și carnea de pui, bineînțeles, pe care urmează să o bag la cuptor. Cât eu tocam legumele aici pentru mâncare, Sara, bineînțeles, era cu minte și o să vă arăt și de ce. Uitați ce a putut să facă. Deci da, cam așa stă situația. Sper să se curețe repede această cariocă. Sara, ai voie să desenezi jos? Eu nu cred. Cine a spus că ai voie? Sara? Sara? Cine a spus că ai voie să desenezi jos? Sara, nu este voie, mama! Nu este voie! Micii să mănânce? Hai, îi dai să mănânce lumicii? Bravo! Bravo, mama, bravo! Da, trebuie să mă apuc să spăl pe jos, bineînțeles,
că este dezastru și mobila. Da, și am și o pisică aici care îmi mănâncă ardei. Am plantat și eu niște ardei și este a nu știu câta oară care mi mănâncă. Mici, Mici, nu mai mânca ardeii. Te rog frumos, dă-te jos. Mi-a mâncat jumătate din ardei. Și am avut și în partea asta aici ardei, dar tot așa mi-a mâncat ea și cu ăștia am mai rămas. Și urmează să plantez aceste floricele. Nu știu exact cum se cheamă. Asta este o floricică dintre aia care se urcă. Și asta am uitat cum se cheamă. Crin, dacă nu mă înșel. Da, crin. Urmează să le plantez. Dar cred că o să vă arăt și acest lucru. Și am aceste floricele care v-am spus mai înainte, după care am această orhidee care a făcut și ea la rândul ei pui și are 3 pui și aș vrea să îi pun și pe ei. După care am acest aloe care și el are 3 pui aici și sunt 3-4 pui și sunt destul de mari. Mai am încă unul, dar are pui foarte mici, așa că o să-l mai las puțin. Și floricelele, cam așa arată. Asta trebuie să-i pun eu un bețișor dintre ăla ca la orhidee și să stea așa în sus, pentru că asta este, v-am spus, secațără. Ăștia sunt pui de la aloe. Am aici orhideea, puiul de orhidee. Am aici și, am uitat cum se cheamă, v-am spus mai devreme, acum nu-mi vine. Și am și celălalt puiuț aici de la orhidee. Și mai am și cizmulița asta. În asta am avut o floare de Crăciun și arată pe ea, dar bineînțeles că nu a rezistat, așa că am pus un puiuț dintre ăsta. Mina și supa, cam așa arată, am făcut și câteva găluște. Și am pus și niște paste dintre astea pentru că nu am mai avut tăiței și Sarii îi place foarte mult. Să facă Sara aici. A scos tot din dulapuri, din scarpieră ca să se joace cu pisica. Sara, uite ce-i dau lui Mici. Sara! Acum urmează să-i fac băiță Sarei. I-am pus și jucăriile acolo și este și aici, care așteaptă să intre. Este nerăbdătoare. O să vă arăt decât așa puțin, pentru că nu aș vrea să vă arăt dezbrăcată.
Da, deci nu vreți să știți cum este în baie la noi. Este inundată toată baia, așa se întâmplă de fiecare dată când Sara face baie. Și eu sunt udă toată. Am terminat să-i fac băiță Sari, am îmbrăcat-o și în pijamale. Acum o să o adorm pe Sara și după o să merg să-mi fac și eu duș, sunt și udă. Iar noi o să ne auzim în următorul vlog. Acum o să-i fac lăptic pentru că asta vrea, de-aia stă la ușa la bucătărie. Iar după o să o pun la somn. Așa că noi o să ne auzim în următorul vlog, o să-i fac sarei lăptic, cum v-am spus, o adorm, iar după o să merg să-mi fac duș.